dimineața, bună dimineața. Ieri ne-am început și noi de dimineață. Așa e frumos, începem de dimineață vlogurile și pe etape. De dimineață 10 secunde, 1 minut, 2, 3, 5. Hai înăuntru, că e frig. Hai acum. Hai că eu singur nu pot. Și nu mai pot afară, că e frig, gata. Dimineața, la ora 9, deja e frig, uite. Hai, te-am făcut. M-am trezit. De ce credeți? Pentru că Neamișu, Doamne, suntem numai cu Neamișu. Numai cu Neamișu, bă, câmpeană. Vorbesc de Neamișu, spuneam, vreau să spun de Santuzo, spuneam de Neamișu. Orice facem, prieteni, numai de Neamișu vorbim. De cine să vorbesc? Cine a fost domnul? Păi Neamișu, dar uite, vreau să spun de Santuzo, că ne-am trezit de dimineață, că n-am dormit toată noaptea. Trebuie să spui și asta. Lătra câinii și... Ia uite, cu geacă pe noi, că acum nu mai merge așa. Bă, nu mai pune pe mine, că vezi cum da, sunt. Da, nu pun, tu nu ești îmbrăcată și nu pun pe tine. Uite eu, am luat geacă, că e frig, gata. A trecut Sfânta Maria, ne-am luat și pălăria. Da, iar suflu, mă aud de prietenii. Asta, am viață. Am viață. Păi, de ce? Da. Cum e viață? De ce spui? Am viață. Dacă obosesc, eu de ce obosesc? Am viață, lumină. Trăiesc, lumină. De ce și eu obosesc? Pune-te în mâna așa, ca să nu... Asta, am viață, chinuită. Pune-mă telefonul în mâna așa. Mă, las, și-a ce te-ai băgat? Uite, na. Mamă, Doamne! Ce să fac? Vreau să spun ceva. Că venim aici ca să filmăm. Ia trebuie. Doamne Dumnezeule, nu mai filmezi și cât. Hai, da. M-am speriat de câini. Aseară lătrau câinii. Și am crezut că am pierdut câinii. M-am trezut cu gândul la câini. M-am dus, îl văd numai pe Santuzo 1. Și pe Santuzo 2 ăla mai... Ălaltul mai crem, mai galben ăla, care e mai îndrăzneț. Ăla văd că nu e în curte. Și ce credeți? L-am căutat peste tot și îl găsesc pe stradă la niște vecini. S-a învățat vagabond și câinele. Dacă și câinele meu e vagabond, se duce după altele. Stă la poartă la vecini și așteaptă că vorbește și el cu cățelușe, dar prin gard. Fii atent ce... Și stă acolo e... la poartă. O păzăște. Uite, m-aș duce cu telefonul să filmez prietenie de râsul curcilor și câinii au luat o raznă, adică câinii mei. Unul dintre ei este prea vagabond, dar știți cum? Prin gard. Nu înțeleg ce fel de... Asta e la el. Ca și ce am zis eu mai... Înțelegeți? Bă, cum? Sunt câini, nu te înțelege copii, dar minte câinii. Da, mă, Câmpeană, dar ce dragoste aia prin gard? Drag. Vine vorba cu asta... șoricelul, cu ăla, cu... S-a dus și el și prin gard. Ce să mai facem? Uite. Cățelușa stă la ea în curte și el afară, uite așa, stă și el o așteaptă. El se duce și cine în casă, cred că. Da, uite. M-am dus după el, a venit puțin, iar a plecat. Păi du-te, du-te! A rupt s-a și poarta el, să treacă din ea. S-a dus ei copiii mei, s-a dus lumina, dar minte un câine. Ia uite. Ce să fac? A plecat ea lumina. Și n-am putut să o țin. A rupt gardul, a rupt tot. A plecat lumina și n-am putut să mă țin. Hai gata, taci, aculasă. Dar-mi minte cățelușul. Păi nu, pe bune, asta vreau să spun aici, eu sunt omul dreptății. Te rog frumos, gata acum. Cățelușul ce, să leg? Ia uite mă, mai rău încă ăsta-l cu minte, ăsta nu-i trebuie nimic. De unde știi? Ăsta a dat și el odată și gata.
Zic. L-am găsit la poartă. Și nu mai gat. E cu minte. Trebuie să-i strâng în soare. Trebuie să iau o cățelușă și să o aibă aici. Dar lua ălaltul nu, că m-a supărat. Ăla e mai vagabond, da. Ginere în casă ăla. Hai, zic. Atât, prieteni, vreau să vă zic că și suntem numai, vorbim numai de Neamișu. Ați văzut? O să spun de Santuzo de Neamișu. Ne lovim de lucrurile care le ascundea. Când ne trebuie ceva în toată curtea asta, el știa de tot. El știa de tot. Ba cheia de la butelie, ba nu știu ce, el știa tot. Când caut ceva, intrau pe Neamișu. Bun, prietene, a fost ca un tată, eu așa îl consideram al familiei noastre, făcea parte din familia mea. Mă bazam pe el. Și când nu eram eu acasă cu câmpeana, de stătea lângă lumina și lângă copiii mei, lângă nepoții mei. Nu mai vedeam că el făcea poarta dimineața. Am și vorbit cu el la telefon când sunam acasă, l-am cerut, Neamișule, în fiecare zi stai acolo cu copiii și na, ai grijă de ei. Stătea, ne mai dădea zăpadă. El nu cerea bani mulți, prieteni, să știți. El nu, să știți că Neamișu nu era pe bani mulți. Neamișu, dacă avea pachetul de țigări în buzunar, și berica, băutură, berica, țigările și mâncărica. Și dacă mai avea și el un 10 lei, 20 de lei în buzunar, dar nu-i trebuia, că el spunea, dar ce să mai fac cu banii? Deci pe el îl bucura când avea țigări, pachetul de țigări, berea și mâncărica. Și când îi mai dădeam 20 de lei, 10 lei, 50 de lei când făcea ceva, spunea, păi la ce? Ce să mai fac cu banii aia? Copii n-am, pentru cine? Eu dacă îmi asigur mâncărica, berica și țigărica, nu mai îmi trebuie un leu. La ce să am vă mai iau banii? Am văzut prânge și lumina, l-a pus pe TikTok, ai văzut? La ce să vă mai iau banii, așa spunea. De-aia țineam la el, era prea corect, era un om sincer, era un om care ținea cu noi, cu casa noastră. Dacă aduceam pe altcineva în curte, era invidios. Nu. Numai el să fie șeful, așa zicea. Am fost cu el, prieteni. I-am făcut asta, zic cum îi spune. L-am dus că nu mai putea la primărie, ajutorul social, a luat și lemne sau ce-a făcut, banii de lemne. Era bucuros că avea și el când i-a venit prima pensie pe asta social. Cât e? 3 milioane, 3 și ceva sau cât e, nu știu. Era bucuros, Momex, mai dus peste tot, mai făcut și documentele, hârtiile, cum făcea el. De mi-ai făcut și pensie. Păi cum, Neamișule? Să ai bănuții tăi, îți aștept pensia de la ăsta socialul. Uite, nu s-am bucurat de ea, vezi? Ce s-a bucurat? 2-3 luni. Cred că 2-3 da. Luni. De 2-3 ore a prins. Da. Nu s-a bucurat, vezi? Când a luat prima pensie, a adus la fete și el aici. Le-a adus și el ciocolată. Și m-am supărat. Că de ce a dat banii? Ce să zic? Îmi pare rău, asta e. Nu prea, e mai greu. Dumnezeu, Neamișule, să te odihnească în pace. Mai greu pune, nu știu, parcă suntem... Santuzo, unde-i fractul? Du-te, cheamă-l. Cheamă pe fractul că nu-l mai primesc în casă, da? Tu ești mai cu minte. Pune, uite care e Santuzo adevărat cu minte, vezi? Du-te, cheamă pe fractul. Hai, du-te. El a crescut Neamișu. El nu le striga pe nume. Haide, bă! Îi zicea. Da. Haide, bă! Dormea cu Neamișu acolo în centrală când erau mici.
Nemișul i-a crescut, avea grijă, avea să mânce. L-a scos din iernă. Asta e. Mâine, de fapt, să fumez o țigară la cafea. Du-te la croitor, du-te... Gata, cum trebuie să... Bă, Deco, eu mix, nu mai... Bă, dar tu ești belea mare și tu, pe bune, mă, trebuie super, să spui mă, tot. Nu spun, să te pregătesc, să o iei da, pe Mădălina. Să... Stai să văd, că am, nu știu, dacă mers, am... Să te pregătești de astea. Nu mă pregătesc nimic. Eu trebuie să mă duc să... Să mă tun și eu. Stai să ai părul, uite, curge jos de pe tine. Și mă duc la nuntă așa. Mă duc și așa, stai. Da, ce să mai mă îmbrac? Mi-au o pereche de blugi simpli, negri, o cămaș. Și ce vrei, la costum? Păi, când vreodată să mă duc eu la costum? Normal, se duce la costum, la... Na, se duce, da. Eu nu prea sunt. Mai e puțin și ne mutăm iar în bucătărie. Acum crezi că te mut eu pe tine? Vezi? Pe luna asta. Lasă acolo, stau afară. După aia mai poți să stai în foișor? Stau. A, nu mai, gata, iar ne mutăm baraca maga asta aici. Televizorul, ce nașpa se vede de aici. N-am mai cumpărat televizor, vezi, ce sparge omul din casă, nu mai e înapoi. Prostia omului. Mai bine îți dai... Am luat televizorul de aici, l-am pus în dormitor, dar las că-mi cumpăr. Dar nu mai sunt love de multe. Nu se love, de ce minți că n-ai? Se aude lumina, da. Se aude lumina, îi pare rău lumina. Să filmește și lumina. Filmește lumina, filmește ca să iei bani. Lumina, filmește, filmește, dragă. A pus și ea pe TikTok cu Neamișu. Am văzut, am uitat să spun. Auzat, a plânge din Neamișu. Prieten, Lumina nu postează de 2 luni de zile, dar ce credeți? Nu știu dacă ați văzut toți. Lumina a pus, l-a pus pe Neamișu din amintiri ce făcea el pe aici, prin curte, cum împărțea ea, a făcut un vlog cu una ție, una mie, cu banii. A pus filmarea care dansam eu cu el aici pe scară și cum stătea el în foișor acolo cu țigărica și cu cafeluța. O să pun și eu pe TikTok cu el. Asta e. Ce mă, om? Uite, mi-am adus aminte. Revelionul el l-a făcut la noi. Păi cum să nu? Aici, da. Cum să nu? A venit, a stat până la ora 12. A avut, a stat. Am făcut poze cu el, prieteni, am poze și eu și Câmpeana toți. A stat, a mâncat și după aia el, în jur de ora 1, 1 jumate, s-a dus la somn. În centrală. Bine, Mișule, zic. Păi nu stai, păi ce, sunt nebun. Așa, nu stai cu noi. Păi ce, sunt nebun să stau cu voi până dimineață. Da. Cum? Și Crăciunul? Cum? L-a făcut aici cu noi. Gata, prieteni. Asta e vlogul nostru al de dimineață. Vă mulțumim, prieteni, pentru Neamișu că v-a părut rău de el, pentru mesajele care le-ați dat pentru el, că Dumnezeu să-l odihnească în pace. Vă mulțumim, prieteni. Hai, oprește Câmpeana și mai revenim. O, salutare, prieteni! Ia uite ce școlar am eu! Ce mi-a răscris lui ea? Nu, gata. Ia să vedem. Ia să vadă tata al tău. Nu, aici trebuie. Aici, stai așa să mă uit. Ăla e caietul de la matematică? Ioan, da. Ăsta? Uite aici, da. Bravo. Ia. Uite,
Pune-l jos pe masă aici. Aici a făcut bine. Păi, așa? Stai, mă. Ia. Tu l-ai făcut pe alea? Da, eu am făcut. Stai, stai, să dovedim. Să lasă să vadă taică tu, ia uite. Ia uite ce e scris frumos. Acolo, uite, aici nu am făcut bine. Lasă, nu-i nimic. Lasă, nu-i nimic, așa mai greșești tu. Gata, bravo, ești școlar mare, ia uite. Să vadă taică tu, Dănuț. Gata, ia, ăsta e caietul de clasă, nu? Da. Și al de acasă? E acasă ăla. E acasă, și ăla ce e acolo, ia? Aici e, nu știu, cred că... O scăpare, asta, scăpare de sub control. Au, ce-ai făcut? Da. Ai greșit? Da. Mai nu mai avea minute să te sun înapoi. Ai greșit bunicul, acolo? Acasă. Bunicul, că sunt în clasa 5, vreau să mă mut la liceu, că sunt în clasa 5-a. La, da, a da, la liceu. Cum? La ora 1 a ieșit? Da. E scâmpean, ăsta e școlar, mai. Da. Filmez de nus ca să vezi ce scris are fiul tu. Ce scris a făcut pe caiet, pe vlog. E bun, e bun, e bun. Aici nu e. A făcut bine pe caiet acolo. Ia nota 11. Mm-hmm. Ia caietul, nu, nu pune pe caiet. Nu mai am credit să știu. Nu e brânză, unde și nici net. Mă duc să-l plătesc. Pateul, bravo. Hai. Nu poate netul, poate să mergem. Ce? Să plătim netul. Să plătim netul, de unde bani? Aseară a făcut Leo, am văzut pe... pe... TikTok-ul lui, i-a plătit altul internetul 2 milioane. Ție cine ți-l plătește? Eu. Dănuț. Vezi, până luăm banii, n-avem bani. Dănuț să-ți plătească netul, că e la muncă, e de unde munca. Vezi cum ai stat frumos azi și ai făcut pe caiet și nu te-ai grăbit? Că n-am mai fost Denis, că nu. Vezi? Când vine Denis să-l grăbești și să mergem să ne vedem în pauză. Lasă, pauza, stai cu copiii, te joci, vorbești românește, lasă-l pe Denis țigănește, că ai vorbit destul cu el. Asta nu mai te-am pus cu țigani. Are, are o colegă, l-a pus cu o fetiță în bancă. L-am pus cu un singur țigan, e clasa lui numai de român, așa trebuie, ca să vorbești românește. Mm-hmm. Nu te-am mai băgat. Bine, dar bine, dar poți să-mi și rămân și... Că să-mi și rămân, dar... Da, e un Luca, e ăla. Doar Luca ăla, e atât. Mami, știi băiatul ăla de... Știi băiatul ăla în spate? Aha. Băiatul ăla și el rămân, și ăla în spatele lui. Aha. Bine, vorbește și tu mai încet, mai calm, ca să vorbești mai clar, bine? Să-l înveți. Și a... Mai, mai calm. Și... Fata aia e rămână. E română? Da, fata e româncă, e da. Da, e română. El trebuie să comunice mai mult pe românești. Fiecare zi, să nu lipsească. Să nu lipsești, cum? Avem... Dor de vreme? Am o... Avem să am 0 să am. 0 absențe. Ce? Eu am 0 absențe, am. Păi da. 0 absențe, păi normal, doar ce ai început. Nu vreau nicio absență. Și eu nu dau. Așa te vreau. E așa, dar azi dimineață era un copil care spunea că nu... Hai, ia-mi și mie furașul. Vino cu așa că îmi curgea apa la baie aici în spate. Hai că am bătut un ăla, un... Îmi fac treabă ce să fac astăzi. Îmi fac treabă, că n-am ce fac. Am revenit, hai la cafea, câmpian. Păi de câte ori revii? Păi cum adică de câte ori revii? Păi și cine nu te lasă să filmezi? Păi, ce să mai filmezi? Nu mai pune pe mine, dacă eram frumoasă, nu pune. Hai, hai. Vino, pune pe mine. Bunicu, vezi pe ușă și ai și pângă. Dar nu mai pune frâne pe ciment, că uite ce ai făcut acolo, ai negrit, da? Încet. Hai să mănânci. Hai să mănânci fasole, ia arată să văd ce fasole ai făcut, că eu nu mai pot de muncă. Am mâncat, eu beau cafea acum. Uf, spatele meu. Hai, David, uite, mai pui frâne? Uite ce ai făcut cimentul. Ia arată ciorbița. Mădălina, mă omoră Mădălina cu răceana. Eu? Ia, Mădălina. Ia, pune aici.
Asta cine arată? Mamă, știi ce bune? Cu asta fumată. Cu asta care a pus o lumină la ladă. Bună rău ciorba, dar nu i-ai pus fasole. Nu, că nu vrea. Nu vrea. Nu e de fasole, e ciorbă de afumătură. Poate dați cu el, joc. Pe mine m-am mutat cu ăsta. Hai de la mine, Mădăina. Hai să mănânci, că am treabă. Hai de la mine. Tu obosești. Păi ce vrei să fac, Mex? Poate... Ce să beau și poate face Dumnezeu un bine și dau și eu colțul și gata. Da, gata, David. Poate dau și eu colț. Hai, treci la masă, David. De ce spui și tu așa? Uite așa, m-am săturat de viața mea. Ce viață asta unde am eu? Bă, viață David. Chinuită. Vine lumina, dacă spui așa. Da. Treci. Da, nu mai vine. Mami, treci la masă. Viață chinuită am. Unde e voie să dau în pisică? Hmm? Nu e voie să dau în pisică. Păi nu mai dau în pisică. Și de ce faci cu asta? Lasă-o. Lasă-o. Să jucă spartană. Mai faci și voi asta. Facem. Făcut treabă. Iar nu făcui. Păi ce spusei? Păi nu ce mai spusei? Pot spatele, uite. Păi ce spusei? Chiar zi făcut treabă de azi dimineață. Eu ce spusei? Spatele, am și măturat. Păi zice, luminește curtea. Luminește. Luminește curtea. Când e soarele frumos, uite. Mm-hmm. Când mai faci? Când vin ploile, vin alea, dă zăpada. Acum Andrei duce eu în oraș. Ai, ai. David! Ai dreptul să vii pe la 3-4. Am dreptul să vin la 3-4 dimineața. Da. Vai, cum avea Dănuț. Dar Dănuț nu făcea nimica. Stai că mergem să povestim ceva. Unde mergem? Aici, pe bancuri, aici în față. Mă plimbă pe... Stați puțin, că vreau să vă mulțumesc. Păi de ce? De ce? De ce aduci aia aici? Nu mă aduci aici, că noi am făcut... Bă, papa a făcut curat. Și tu aduci... Nu, mami, nu. Și de ce face prostii? Las-o. Nu urca pe scara aia, că te... Bă! Stai că mă urc așa. Nu. De ce? Nu. Nu te mai prosti. Am prins de două și pe Neamișu, am prins și pe... Pe toată lumea am prins asta. Și m-am prins și pe mine. Hai, stai aici. Bă, mă speriaș. Hai bine, stai aici, vreau să mănânci asta. Hai, treci la masă, Davide. Ce? Nu. Am unde trebuie să mănânci? Filmește dincolo. A, de la mine, de la copii să mănâncă. Nu vrea, nu vezi că nu... Nu vine odată. Uite, plecă. Tu ai lângă mine, stai. Plecă. Ia și tu sticla aia, apa. Cine plecă? Nepotul. Mamă, nu mi-a pot. Vii să mănânci. Că uite așa, cad jos. Vezi? Vezi, bubule, ce greve. Cum să nu fie, mă, greu? Prieteni, vă mulțumesc. Da. La multe lume le-a părut rău de Neamișu pentru că era om bun. Neamișu era omul tuturor. Neamișu a ajutat pe toată lumea din Strehaia. Ita. Davide, dai mai încercă. Mai sucără. Deci, prieteni, cum știți, Neamișu era omul al Strehăii care a ajutat pe toată lumea. El avea acces în fiecare, în orice curte a țiganilor. Bineînțeles și la români. Neamișu era omul cine îl striga, acolo se ducea. Cum filmezi, Mădălina? Sus? Nu! E bine. Unde nu se ducea? Se ducea la părinții lui Mădălina. Dincolo la Lumina, la Leo. La noi. La părinții lui Câmpeană. Acolo a fost prima dată, la părinții mei. Acolo a fost prima dată. Acolo a stat cel mai mult. La noi... Știți cum stătea, o lună, două, se mai ducea ba la Anca, ba la Lumina, ba, că bine știți. În ultima perioadă de când erau problemele alea, de atunci l-am luat eu, că eu și-am zis, aia fac. De când era conflictul ăla că Neamișu a luat hainele lui Lumina, mai țineți minte când au pus filmările că Neamișu e trădător.
Spion. Spion. Neamișu nu era un spion și trădător. Nu ducea vorba de la unul la altul. Că dacă nu el ducea vorba, nu mai primea nimeni în curte. Și eu de atunci, știți că m-am certat atunci cu ei pentru Neamișu. Pentru că Neamișu era un om care numai eu îl știam corect, cistit, nu fura, nu jura, era ok. Și eu de asta îl iubeam ca pe un tată. Ce să zic, îmi pare rău de Neamișu, Dumnezeu să-l ierte. David, na. Am făcut și eu ce am putut. N-am ce să fac, n-am ce Perea să zic, n-am cuvinte, îmi multă pare... lume să ne înțeleagă și pe noi. Ce? Păi nici nu mai știm ce să... Păi ce să facem? Când vine, toți suntem muritori, dar când ne vine rândul. Dar pentru că Neamișu, lasă-l să cadă. Neamișu, ce dracu mi-a intrat aici? Neamișu, nu trebuia să moară acum pentru că nu putea să o mai ducă. Dacă avea puțin grijă după operație. Sau dacă îl duceai mai devreme, dacă... Dar n-a vrut. Ne asculta să meargă mai devreme la spital. Eu știam... Cum vedeam că merge după operație. Operația, cum avea corcile alea, i-a tras corcile, trebuia să vindece acolo cusătura. Știți cum era, prieteni? Nu știu dacă v-am arătat. Cusătura la el nu s-a vindecat și curgea puroi de acolo. I-am zis să nu mai bea, să stea liniștit. I-am dat hăinuțe de s-a schimbat. Avea un pulover, l-a purtat. Nu știu dacă... Cred că am și filmat. Ai zis? Am și filmat, am zis, bre, Neamișule, schimbă puloverul ăla. Avea un pulover de lână și ăla îl freca aici la gât. De la lânos. Ăla, dacă l-a frecat aici, operația proaspătă. I-am și zis și i-am dat haine de s-a schimbat. Am zis să-l duc la spital înapoi, să stea câteva zile. N-am ce să fac. El se simțea când până nu mai avea putere în el. Două operații că... Slăbise. După... Da, dar nu spunea de frică operat... că-l duci și înapoi la spital. Da, i-a fost frică. Pentru că el a văzut acolo la spital după ce l-a operat la gât, după 3-4 zile, a făcut hernie, prieteni, că știți. Și s-a operat de două ori, și de hernie, și de asta, dar și hernia, nu știu dacă a fost ok, pentru că și puroiul ăla, nu știu. Eu cred că puroiul ăla a luat-o în tot corpul. Îl ducea pe, îl durea pe el piciorul și mergea el așa. Și dinainte îl durea pe el piciorul. Nu știu, de multe a intrat un cui, mă gândesc, cine știe, de cu Dumnezeu, de ce să vorbim prostii? Nu știu, mi-a intrat un cui în talpa piciorului și el de atunci mergea el așa și piopătând și... Nu știu, mixer zicea de o bătătură, nu știu. Da, de la cui? Nu. Asta înainte să fie la mine, nu era la mine. Ce să zic, prieteni? Îmi pare rău. Îmi pare rău de el, știți cum? Vorbim din 5 în 5 minute de el, că totul se leagă de el. Uite, când Neamișu ne tăia trandafirii, când Neamișu ascundea foarfeca, până în garniturile de la butelie. Garniturile de la butelie, el știa de tot. Și ne legăm de lucrurile pe care el le ascundea. El avea și sârmă, când aveam nevoie de sârmă și un patent, știa de unde el știa de unde să ia. Ce să zic? Cum spune, lăsați-le acolo, ca să știu de unde să vi le dau. Un om al familiei noastre a fost, făcea parte de aici. Pe cum? 15 ani de zile. Ce să zic? Și apropo ce am zis de lumina. N-am zis-o la nervi, dar simțim și noi
Și nu neapărat să creadă lumea care vorbește, care nu știe. Am văzut când am pus ăsta premiera, unii, două, trei persoane mai scriau așa. Și le zicea lumea, n-aveți copii și nu știți, nu mai scrieți. Prieteni, okay, ne-a luat dorul de, nu știu dacă știți ce înseamnă dorul de părinți, cu năcazul ăsta, că mai avem și noi mai multe, cum am spus, și simțim și noi nevoia. De două luni de zile să nu știm nimic. Pentru că lumina, știți cum e YouTube-ul? Iarăși făcea bănuții ei separat pe YouTube. Nimeni nu s-atingea de banii ei. Făcea ce vroia. Era liberă. Deja se uita să nebunia ce a făcut. Am fost cu ea la nuntă, am fost cu ea peste tot. Deja ieșea în oraș cu câmpeana. Deja gata. Era la un pas să fie bine. Să-și reia viața la normal cu cine vrea. Acum, ce, mă sună cineva? David, dacă mai pui frâne pe ciment, pe tine te pun să speli ăsta. Nici nu se ia dacă se spală. Păi nu se mai ia cauciucul. Păi cum nu mai pune frână, mergi încet, pui frână pe ciment, uite ce l-ai negrit. Ce să vă zic, atât prieteni, și de lumina asta vreau să zic că ne-a luat dorul. Auzi și Adina Mișu a prâns de... Păi normal că a plâns. Am plâns și eu. Ce eu m-am trezit plângând pentru că am văzut un vis, vă spun. Dar mergi mă mai încet. Am văzut un vis cu lumina și... Cum să nu plângem de la Mișu? Cum să nu ne ia dorul de lumina? Cum? Dintr-o dată nu mai avem nici pe Adănuț lângă noi, nici pe lumina. Mai e Mădălina cu David. Păi vine să mănânci. Hai du-te, David, să mănânci. Gata, prieteni. Vă mulțumim frumos. Pentru că am văzut că v-a părut rău din Mișu. Ce să vă zic? Vă mulțumim frumos. Acum sunăm acum. Da? Hai că-l răspuns după aia. Bine, prieteni, ne auzim. Vă pupăm. Doamne ajută la toată lumea.